Înșelătorie românească pe banii unor afaceriști din Hong Kong. Un doljan de 53 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi păgubit o companie chinezească cu peste 200.000 de euro. Omul le-ar fi promis afaceriștilor că le vinde un excavator la un preț foarte bun. A găsit chiar și un astfel de utilaj pe o platformă minieră din Gorj și l-a arătat cumpărătorilor interesați. I-a convins să bată palma, dar după ce a primit avansul pentru tranzacție, a uitat să mai răspundă la telefoane. Afaceriștii înșelați au alertat imediat poliția, care l-a săltat pe doljan. Bărbatul riscă până la 12 ani de închisoare.